Vă salut, prieteni! Eu sunt Ștefan și în acest tutorial vă voi învăța cum să ștergeți unul sau mai multe playlist-uri de pe canalul vostru de YouTube. În primul rând, trebuie să știți că puteți șterge un playlist doar dacă este creat pe canalul vostru de YouTube. Pentru ștergerea unui playlist, trebuie să accesați secțiunea playlist-uri, dați click pe iconița canalului vostru, Studio de creație, sau puteți utiliza acest link, Manager Video, Playlisturi. De asemenea, puteți accesa această secțiune de playlisturi prin intermediul acestui link. Dați click pe denumirea playlistului pe care doriți să-l ștergeți sau pe butonul Editați. Și veți vedea butonul Setările playlisturilor. Dați click pe el. Puțin mai jos aveți opțiunea de ștergere a playlistului. Veți primi un mesaj de confirmare prin care vă întreabă dacă doriți să ștergeți acest playlist și vă notifică faptul că ștergerea playlisturilor este o acțiune definitivă și nu poate fi anulată. Dați click pe butonul de ștergere și playlistul va fi șters. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre crearea și optimizarea playlisturilor pe YouTube, puteți accesa acest videoclip. Iar dacă aveți întrebări sau nelămuriri, nu uitați să lăsați un comentariu. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să dați like acestui videoclip dacă v-a plăcut.